Bună ziua și bun găsit la The Debriefing. Claudiu Casacu sunt, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră este de fiecare dată doar o oglindă a opiniilor pe care le avem despre piață, nu o recomandare de tranzacționare. Este de asemenea foarte important să reținem și faptul că utilizarea efectului de revier implică riscuri dincolo de cele normale în piețele financiare. Haideți să vedem cum arată pentru început EURUSD. Văd și niște întrebări, unele dintre ele destul de consistente în legătură cu decizia Fed. În așteptarea acestui moment important al zilei și săptămânii, dar să nu ne lansăm totuși în speranțe foarte ridicate, nu de puține ori în ultima perioadă, declarații așteptate, cum ar fi cea de la Jackson Hole sau chiar decizii de politică monetară din partea Statelor Unite, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor în ceea ce privește efectul de volatilitate în piață. Însă, este cu siguranță un moment foarte, foarte relevant. În așteptarea sa, piețele nu văd neapărat un mesaj hawkish atât de puternic încât să renunțe la ceea ce ar fi un trend ascendent al EURUSD, unul pe M15 destul de bine profilat, dar de îndată ce trecem pe un grafic daily, vom constata faptul că există de fapt o graduală și destul de limitată îndepărtare de linia de trend. Vizibilă totuși, ceea ce înseamnă că tendința ascendentă se păstrează încă. 1.20 nu a fost depășit în mod evident. Peisajul macro de ieri a însemnat date bune în ceea ce privește autorizațiile de construcții, chiar neașteptate de bune. Un ritm în încetinire al construcțiilor nou începute, dar asta în raport cu luna anterioară, unde am avut o revizuire de la 1.16 la 1.19. În concluzie, putem vorbi despre date destul de bune și aici. Un deficit al contului curent, însă mai mare. Și suma este impresionantă în valoare absolută. Vorbim de 123 de miliarde de dolari pentru o singură lună, doar pentru, îmi cer scuze, pentru un trimestru precedent, oricum este spectaculos. Deci un deficit de 123 de miliarde cu vreo 7-8 miliarde peste cel anticipat. Suntem la valori sub cele din perioada crizei, dar totuși vorbim despre un dezechilibru important. Să aducem în discuție și informațiile venite ieri în plan politic. Câteva dintre expresiile folosite de Trump, deși nu a închis ușa diplomației, au fost destul de serioase, între care afirmația că s-ar putea să fie nevoie să fie distrusă în totalitate Coreea de Nord. În același timp, Mattis, un alt oficial american, a spus că ar putea exista un răspuns militar foarte sever pentru Coreea de Nord. Ce înseamnă asta? Fără a detalia, nici Trump, nici Mattis nu au dorit să detalieze, înseamnă că dacă vor considera la un moment dat că există un pericol mare de atac dinspre Coreea de Nord către Statele Unite sau aliații săi, în SUA există deschis opțiunea unui atac preventiv. Dar ce ar însemna un astfel de atac, având în vedere capabilitățile convenționale puternice ale Coreei de Nord, s-ar putea să fie avut în vedere o soluție militară extrem de serioasă și, din punctul meu de vedere, nu este exclus un atac nuclear asupra bazei
militare și a potențialei locații estimate a conducătorului, a liderului nord-corean. Acesta este un comentariu al meu, nu este ceea ce s-a declarat oficial, însă bănuiesc că despre asta este vorba. Suntem în planul unor amenințări foarte serioase acolo, care intră în acest malaxor care pregătește reacția generală în piață și care a permis o depreciere a dolarului american. Pe de altă parte, există și o altă latură, o latură mai împăciuitoare, mult mai puțin vizibilă, a președintelui american, care, potrivit unor informații recente, ar fi intervenit în sensul evitării unui conflict între Arabia Saudită și Qatar, conflict ce ar fi putut fi militar. De exemplu, Arabia Saudită avea în vedere o intervenție militară pentru a înlătura regimul din Qatar, pe care îl vede a fi prieten cu Iranul, ceea ce ar fi deschis un alt front de regiune. Qatarul este cea mai bogată țară din lume după averea pe și resursele pe locuitor. Un jucător uriaș pe piața gazului natural și în anumite sectoare un aliat al Statelor Unite, la fel cum este și Arabia Saudită. Ceea ce ține însă capul de afiș astăzi, dincolo de un fundal, să nu-i spunem chiar zgomot de fond, pentru că ar fi poate ușor prea riscant să captăm cu o singură expresie care să diminueze cumva riscurile acestui mediu politic, să spunem că e zgomot de fond. Acest fundal este zgomotos, dar din păcate nu prezintă inutilitatea unui zgomot alb pentru interpretare. Însă, dincolo de aceste elemente care, din punctul meu de vedere, ar fi permis o lentă apreciere a EUR/USD pe baza unui relativ echilibru fundamental, dar în legătură cu un risc politic ce este tratat nefavorabil pentru dolar. Pe lângă acestea avem decizia Rezervei Federale în Statele Unite. Se așteaptă detalii despre strategia de absorbție a lichidității. Întrebarea este dacă vom avea un moment bine definit la care va începe acest program și, doi, dacă se modifică niște parametri. Au fost schițate niște sume și au fost schițate și niște trepte de majorare. Deci, dacă avem mai multă claritate în acest sens. Din punctul meu de vedere, pur și simplu, anunțul acelui program într-un moment cu un punct de start relativ vag nu ar fi neapărat suficient pentru a împiedica tendința curentă a dolarului. O determinare care să transpară atât prin parametri cantitativi, prin cifre și momente de timp, de genul începem în ianuarie, tăiem, nu reinvestim cel puțin 5 miliarde de treasuries, 5 miliarde de agency bonds, deci retragem 10 miliarde, după care peste 6 luni de zile mărim ritmul la 15 miliarde sau la 20 de miliarde. Existau niște cifre anterioare. Cred că mai degrabă gradul de precizie, distinția pe care o va face între o perioadă de tatonare, de urmărire, de monitorizare și imprimarea unui program bine definit, o astfel de distinție ar fi bine preluată de către traderii pe dolarul american. Lipsa sa este un element potențial negativ. Așteptarea mea ar fi ca Fed-ul să iasă din zona de confort și să aibă un mesaj suficient de clar, ceea ce ar fi o surpriză, pentru că piețele s-au învățat cu un Fed foarte, foarte treptat, foarte prudent, foarte reținut.
care să acționeze treptat. Mă uitam pe întrebarea aceasta și, sincer, e un pic așa, îmi trebuie un pic de curaj să mă apuc să o citesc, pentru că e foarte consistentă. Înainte de asta o să văd însă, șpițele nu dau importanță chiar deloc, de aceea se fac noi maxime în bursele americane. Piețele nu dau importanță unei teme până când ajung să o ia în considerare și atunci tema respectivă se întoarce, cum se spune în engleză, with a vengeance. Deci să nu cădem în această iluzie că efectiv merg bandajați la ochi investitorii în raport cu toate sursele de pericol în piețele de capital. Nu cred că este vorba despre așa ceva. Cred că este un sentiment de nesiguranță, uneasiness, care se transpune într-o evaluare a balanței riscurilor, care încă favorizează piețele de capital, care se poate modifica foarte rapid la un moment dat. Și întrebarea ar fi așa. USD FOMC, toată lumea știe că dobânzile vor rămâne neschimbate și programul de normalizare a bilanțului Fed va începe acum, însă acesta nu constituie nicio surpriză, de aceea efectul FOMC poate fi atenuat în piață. Dar credeți că îngrijorarea pentru evoluția slabă a inflației va înclina balanța spre un ton dovish din partea lui Janet Yellen sau varianta a doua, proiecțiile economice ale Fed vor aduce poate o surpriză care va fi percepută hawkish? Ce pondere ați acordat celor două dacă v-ați poziționa ante-FOMC? Bineînțeles, vă voi spune de la început că foarte rar în ultima perioadă mă poziționez înainte de evenimente majore și de ce mai multe ori discutăm dacă este cazul, atunci trebuie să am o probabilitate de 60% sau mai bine. Dacă nu am, nu fac acest lucru. Apoi, dacă totuși aș fi absolut forțat să spun, ceea ce cred este că inflația s-a văzut în raportările de săptămâna trecută slabă la nivelul producătorilor, dar în creștere la nivelul consumatorilor. O creștere care încă nu ne duce în zona de pericol, într-o zonă în care se trebuiască să acționezi imediat, dar care mie îmi confirmă trendul pe termen mai lung. Proiecțiile economice sunt extrem de importante. După părerea mea, revizuirea lor este posibilă și acesta ar fi un risc relativ hawkish. Deci, în ciuda ceea ce spun, ceea ce ne sugerează graficul acum și ceea ce aș crede și eu că așteaptă piețele, în ciuda acestor elemente, sentimentul meu este că vom avea o mutare atât a proiecțiilor economice, cât și a discursului în sens hawkish, care este ușor mai probabil, dar puțin peste 50%, dar sau până în 55%, este mai probabil să întărească dolarul în primă fază. Ulterior însă, cred că ancorarea în trendul actual, favorabil în piețele de capital, nefavorabil pentru dolarul american, este destul de puternică. Ceea ce înseamnă că nivelul mesajului hawkish, intensitatea sa, claritatea discursului, claritatea programului și a pașilor viitori pe care trebuie să o atingă Fed-ul pentru a reversa tendința actuală, este destul de mare și mai mare decât ceea ce aș îndrăzni să văd cu claritate. Cu alte cuvinte, scenariul meu principal ar fi ca în momentul deciziei Fed să avem o testare în linie de trend sau chiar o mișcare undeva către un 1,1880, un 1,1890. Însă nu neapărat o întoarcere, ci mai degrabă o respingere de acolo, fie în tot în cadrul sesiunii de astăzi, fie în zilele următoare, rămânem într-o oscilație laterală și dacă rămânem în zonă laterală, favorizată este direcția de continuare ulterioară. Însă, vă spun cu mare încredere în momentul de față, nu aș prefera să mă poziționez anticipativ. Datele pe CPI în Statele Unite au fost distorsionate, este adevărat. În cele din urmă, eu cred că dacă datele sunt preluate, prelevate în mod corect, este
o chestiune de timp și mă gândesc la câteva trimestre până când inflația va atinge ținta și mai mult riscă să o depășească. Un program care să anticipeze lucrul acesta, o atitudine înțeleaptă din partea Rezervei Federale, este să-ți pregătească terenul. Dar avem și acest aspect politic. Va mai fi Janet Yellen, șeful Rezervei Federale? Este Donald Trump, care are acum posibilitatea de a numi 5 membri ai Consiliului, tentat să aleagă oameni care vor menține o politică dovish? Economia cere, iar anticiparea unor schimbări viitoare nu face altceva decât să spună cu și mai mare insistență, trebuie să pregătim cadrul retragerii programului de lichiditate. Dacă o va face treptat, însă, piețele ar mai putea rezista o vreme în tendințele actuale, atât favorabile pieței de capital, cât și nefavorabile dolarului. Dar nu la nesfârșit. Se va produce o decuplare, un moment critic ce va readuce dolarul în atenție. Dolarul însă nu este tranzacționat strict în legătură cu ceea ce va face Fed și cu dobânzile. Dolarul este și o monedă folosită pentru tranzacții cu petrol. Tranzacții pe care unul dintre statele producătoare nu le mai dorește a fi efectuate în dolari, ca o invitație pentru China și Rusia. Este și o monedă de refugiu, este și o monedă de finanțare, având în vedere dobânzile foarte scăzute sau a fost pentru o vreme. Toate aceste fluxuri se întrepătrund. În momentul în care tranzacționăm euro SD, trebuie să fim cumva conștienți și de ele și mai ales de schimbările majore. Pentru că, la fel ca atunci când conducem, de cele mai multe ori ne interesează doar drumul înainte și dacă ne respectăm banda, nu ne interesează ce se întâmplă stânga sau în dreapta. Dar dacă vezi că pe banda din stânga, un pic mai în spate, cineva conduce ca și cum abia și-a luat carnetul și mai mult a și consumat ceva băuturi alcoolice și oscilează pe distanța două benzi în stânga și în dreapta, cu siguranță că vei fi mult mai prudent, chiar dacă tu poți să spui respecti banda, adică trendul, tendința anterioară. Deci, suntem atenți la mișcările care ar putea însemna o alterare a tendinței anterioare. Și cu asta o să închei partea de teorie, pentru că altfel devin foarte, foarte lung, deși mi s-a spus interesant acest webinar, dar trebuie să concluzionăm. Bun. Ok, date distorsionate pe CPI în SUA nu sunt culese corect, e o întrebare. E vorba de ce urmărește Fed-ul și ce este preluat în mod oficial, CPI versus PCE. Există niște mici diferențe și ele pot justifica un 0,1 sau 0,2, diferența între cele două poate însemna exact justificarea pentru o politică foarte relaxată. Apoi, în al doilea rând, au existat niște opinii care spun că nu mai este atât de reprezentativ. S-au făcut niște modificări de structură. CPI-ul reflectă, după părerea mea, destul de bine, dar nu perfect ceea ce se întâmplă cu inflația în Statele Unite. Iar observația din partea unor persoane care au de-a face, preluate în presă, dar și niște discuții indirecte cu niște colegi, observația la nivel direct, ca să spun așa, este că totuși inflația e mai mare decât datele oficiale. Dar asta este o altă discuție. Să mergem pe datele oficiale și să punem în paranteză ceea ce am discutat, doar cu reținem diferența între PCE și CPI. Bun. O continuare sau o parte a doua a întrebării. Ok, atunci probabil că nu este greșit să anticipezi diseară un spike în jos, amplificat probabil și despargerea liniei de trend în primă fază. Ok, microlot just for fun, întotdeauna pentru prepoziționări Fed. Eu nu încurajez nici microlot, nici un lot, nici 100 de loturi. Nu pot să încurajez situația aceasta pentru că, haideți să fim cinstiți, există și o doză mare de noroc. Adică sunt situații în care poți să bănuiești cam ceea ce se va spune. Dar acum, dacă aș avea discursul Fed-ului, tot, dacă l-aș ști dinainte, dacă aș ști proiecțiile macro, tot nu aș putea băga mâna foc, pentru că piețele, depinde,
de poziționare anterioară, depinde de ce se mai află legătură cu Corea de Nord, ci depinde de ce știu fondurile mari în legătură cu șansele programului de reformă fiscală. O serie de variabile, o serie de necunoscute care ne fac viața foarte periculoasă și într-adevăr palpitantă, dar includ o doză mare de noroc în poziționarea anticipativă. După eveniment pot să-mi dau seama din violența reacției, niveluri cheie, am și informația, am și comunicatul respectiv, pot să-ți dai seama de foarte multe aspecte indirecte, nu cu o claritate totală, dar pot să măsor cumva apetitul pieței pentru o corecție sau pentru continuarea direcției ascendent. Ceea ce aș spune este însă că, deși scenariul meu inițial este mai degrabă ușor descendent și avem suport la 19.43, 19.17, 18.46, cred că le vom învăța pe din afară, deși se întâmplă asta, cred că un răspuns aliniat cu direcția trendului ascendent, o rezistență situată undeva pe la 1.20, 35, 1.20, 40, dacă ar fi depășită, nu înainte de Fed, ci după Fed, ar putea însemna un potențial de a continua direcția următoare destul de rapid. 1.20.92 și 1.21.52 ar fi, în atenție, după părerea mea, dacă ne lansăm spre 1.20.92 și nu e o chestiune de câteva zeci de secunde, atunci putem atinge 1.21.52. Deci, scenariul acesta are o susținere tehnică, scenariul ascendent. Scenariul descendent, dar iarăși vizibil mai degrabă în prima fază, are o susținere de ordin fundamental. Bun, observație excelentă după părerea mea. Tranzacționează roboții între ei în primele secunde după Fed. Și cam asta este. Bun, ca tendință, dacă n-ar fi Fed, aș spune că ne paște un breakout, fie sesiunea de astăzi, fie în câteva zile după o respingere, un breakout ascendent și nu unul descendent. Am comentat însă ceea ce înseamnă aspecte referitoare la Fed. Astăzi e o zi în linii mari liniștită, cu excepția existing home sales la ora 5. Am avut din Europa German PPI 0,2% în creștere. Se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să meargă către o politică puțin mai restrictivă. Vom vedea dacă Draghi are ceva să ne anunțe pe această temă mâine la 4:30. Vedem cum arată GBP/USD acum și este un salt important. Iată 11:30, deci destul de clar că au venit vânzările de retail și e destul de clar că ele sunt bune, pentru că altfel nu aveam această reacție. Uitați că nu mi s-a încărcat decât 1%. Fantastic! Incredibil acest raport. 1% față de 0,2, de 5 ori mai mare față de așteptări. Haideți să verific și calendarul nostru. Absolut impresionant. Ritm analizat de 2,4%, majorarea de dobândă este ca și asigurată cu aceste cifre. Lira sterlină arată foarte bine, iar eu personal m-aș gândi la o poziție, ceea ce să... iarăși se întâmplă același lucru. Ieri nu am vrut să intru într-o poziție pe EURUSD, nu... Până am ajustat-o, până la urmă am ajustat o poziție foarte mare, după care am abandonat-o și a fost fără stop loss, nu a fost o idee bună, dar voi reuși cumva transparent pentru noastră să readuc contul în direcția potrivită. Am intrat mult mai violent decât ar fi normal, dar idealul ar fi fost să intru mai jos, câteva zeci de pipi mai jos, ar putea să nu fie... Să fie un pic târziu, iată și fluctuațiile de aici. Deci câteva secunde sau uneori chiar una, două secunde pot să însemne foarte mult într-o astfel de mișcare. Numai că eu cred că lira pe asemenea cifre trebuie să se ducă și de aceea mi-am permis. Dar nu sunt atât de confortabil. Haideți să închidem o parte măcar. Ok, și să ne gândim la un stop loss. Așa m-am jucat efectiv sesiunea de ieri și
am lăsat piața deoparte o vreme și când m-am întors n-a fost deloc bine. Bun, 1.3550 e un stop loss foarte, foarte îndepărtat, foarte dureros. Poate că pur și simplu o să închidem aici, marcând profitul, pentru că s-ar putea să apară niște corecții, dar eu cred că tendința generală va fi o tendință de depășire a lui 36.10 în cele din urmă. Dacă nu apar aceste corecții, atunci asta este. Dar deja avem 90 și ceva de pip și pentru a mai prinde 20-30, niște o corecție de și un 38.2 înseamnă vreo 35 de pip și nu e apetisant din punct de vedere al risk-reward. Impresionant. Impresionant raport care majorează șansele creșterii de dobândă și care redesenează cumva acest canal de trend. Vedeam o corecție, s-a și întâmplat spre 23.6. Această corecție după sesiunea de ieri de pauză, posibil să fi continuat astăzi, dar nu se poate, iată, suntem peste 1.36. Nu se poate lupta cu astfel de surprize, pentru că ele se întrepătrund cu o poveste, cu o narațiune generală despre lira sterlină, care e mult mai hawkish, ne amintim poziționarea de ieri. Deci, atenție, dacă depășim vârfurile, pe unde ne putem îndrepta? Canalul de trend, dar nu știu cât de precis este el desenat, canalul de trend ar sugera un 1.3650, 36.60. Eu aș lua un pic de marjă, aș scădea încă 10-20 de pip. Să zicem 36.40, 36.50, cam pe acolo să se poată duce dacă închidem peste 36.10. Suport la 35.50, 34.65. Piața, având în vedere avansul pe care îl ia GBP-ul față de dolar, va fi una dintre cele mai interesante în această seară. Nouă decizie a Rezervei Federale și proiecțiile macroeconomice. Site-ul va fi federalreserve.gov. Eu am copiat aici un link care are mai multe secțiuni decât ar fi interesant pentru noi. Ne interesează Home și aici la Recent Developments vor apărea informațiile cheie. Tot aici vedeți Bashbook și alte informații. E un site destul de bun. Transcripts and Historical Materials. Aici ne interesează. Aici avem doar o definiție. Vreau să caut ultimele proiecții economice pentru a vedea diferența, dar sincer nu e, dacă suntem odihniți și atenți, nu e nevoie să ne uităm înainte, pentru că în publicarea care va apărea în această seară, în materialul PDF, avem și valoarea anterioară și foarte ușor se poate compara cu valoarea recentă. Și în orice caz, prima reacție este, așa cum bine s-a observat aici, este generată de roboți, de software automat care compară pur și simplu niște cifre, citește PDF-ul respectiv, îl parcurge, îl înțelege și reacționează cu un răspuns agregat. Este discursul mai hawkish, mai dovish. Sunt proiecțiile de inflație orientate în sus, în jos, proiecția despre rata șomajului, pe unde poate să ajungă, dacă se modifică acel dot chart. Există un material pe care l-am publicat, scris de Przemek în Polonia, îl găsiți și pe site-ul nostru la secțiunea știri și pe TradeBit, tradus, îl puteți consulta pentru dacă vreți o perspectivă diferită în legătură cu datele respective. În orice caz, eu le-aș citi. Chiar dacă o să spuneți, ok, a trecut prima reacție, tot trebuie să mă orientez. Și la ce mă voi uita? Mă voi uita la diferența mai degrabă la inflație, dacă este modificări de țintă, și la dobândă, dacă sunt mulți participanți care și-au schimbat părerea vis-a-vis de publicarea anterioară despre unde ar trebui să fie dobânda. Pentru că acum luna decembrie este în discuție pentru majorarea dobânzii și dacă vreți probabilitățile, să nu uităm de acest instrument clasic, CME FedWatch,
probabilitatea trecuse de 50% pentru o majorare zilele trecute, având în vedere datele de inflație. Cum arată acum? Probabilitatea este undeva spre 60%, deci s-a mărit ecartul între varianta de menținere și varianta de schimbare a traiectoriei politicii monetare. Bun, haideți să vedem cum arată dolar-yen. Văd niște întrebări. Ce declarația Fed-ului ar putea deraia trendul ascendent al indicilor americani? Ok, ajungem la indici, dar mai întâi dolar-yen și una despre euro-GBP. Pe dolar-yen este un pure play, un loc unde se va putea observa foarte bine ceea ce se întâmplă cu dolarul american. Balanța comercială se așteaptă la 0,37 trilioane de... Balanța comercială a fost publicată în Japonia, 0,37, ușor sub așteptări. Miza nu este acolo, deși cu câteva ore mai târziu vom avea decizie de politică monetară. Ceea ce văd aici în piață este un fel de evening star și acum un potențial descendent. Ulterior este de avut în vedere 111.04, 110.75 și 110.27. Dacă n-am avea ședință Fed, ar spune că pur și simplu parcursul descendent are șansele cele mai mari. Cu ședința Fed, părerea mea este că tranzitoriu se poate schimba această direcție la ora 9 și eventual la 9 și jumătate. E de urmărit și acea perioadă, pentru că trimestrial avem aceste conferințe în ultima lună a trimestrului și ele sunt o ocazie bună de a comunica decizii importante, cum a fost în martie și în iunie majorarea dobânzii. Acum, decembrie este ca și asigurat din punct de vedere al piețelor. Fedul deci trebuie să mențină aceste așteptări de majorarea dobânzii, altfel ar produce un efect de depreciere a dolarului, dar doi, poate să și explice mai în detaliu cum vede absorpția lichidității. Deci eu înclin să văd puțin peste 50% posibilitatea inițial ascendentă pentru dolar-yen. Nu aș băga mâna foc că ea se va menține spre finalul ședinței. Deci 111.71, 111.90, 112 și 112.10 repere de rezistență. US30 se apropie tot mai mult de maxime și într-o manieră care mie mi-arată un îngust triunghi asimetric ascendent. De obicei, o formațiune de continuare. E greu de vizualizat atât de mică este această formațiune, însă ea se definește printr-o linie orizontală și o linie inferioară care converge către prima. Cred că în linii mari, dacă depășim această barieră, putem vorbi de încă aproximativ 20-25 de puncte, ceea ce nu înseamnă mare lucru. Problema este însă cum vedem perioada de evoluție din 18 septembrie. Este toată această o formațiune? Este un fel de running correction? Adică o corecție care se face nu împotriva trendului, ci în direcția sa, urmând un nou episod expansiv? Graficul pare a sugera că da. Acum, fundamental, nu mi-e ușor să văd cu un Fed care întărește politica monetară, piețele totuși merg în sus. Dar între noi fie vorba, nu ar fi fost ușor de văzut cum, cu atâtea nerealizări ale administrației Trump și cu semne de întrebare, anchete, o nouă anchetă e la doi pași despre cum anumite fonduri au fost folosite pentru fonduri ale campaniei republicane, au fost folosite pentru a se apăra în legătură cu acuzațiile de colaborare cu Rusia în campania electorală. Nu ar fi fost ușor de văzut cum, în astfel de condiții, US30 a câștigat sute de puncte numai în ultimele săptămâni, ca să nu vorbim de trendul mai larg ascendent. Deci, tendința este încă favorabilă. Se apropie momentul întoarcerii? Cred că da. Cred că vom avea o corecție foarte severă, cel puțin o corecție foarte severă anul acesta.
și posibil chiar în lunile următoare. Cred însă că există această inerție pozitivă, lipsa unei alternative în piața bondurilor și speranțele unor tăieri de taxe, care încă manevrează piața în sens ascendent. Deosebit de prudent aș fi în momentul în care o să avem un candlestick de scădere mai mare decât acesta, deci undeva mai mare de 100 de puncte. În acel moment, o corecție de 38.2, cel puțin, dintr-un impuls care începe pe 8 septembrie și se încheie când vom avea maximul, nu putem să desenăm acum pentru nu știm dacă e maximul, un 38.2 din acest impuls s-ar putea profila. Deci, în concluzie, sentimentul meu este că piața va avea un pic de volatilitate și chiar are un mic risc descendent la 9 și 9 și jumătate. Nu este imposibil să îl depășească până la finalul sesiunii. Așa a făcut-o până acum. De aceea pare un pic mai probabil să continuăm în această direcție. Dacă însă astăzi este sesiunea în care se închide puternic în scădere, așteptarea noastră ar fi mai degrabă ca această scădere să continue cel puțin până la un 38.2 din acest impuls. Da? Deci asta este ceea ce văd eu în legătură cu Fed. Sunt scenariile pe care le am în minte. Ne uităm pe scurt la US500 și apoi la US30. Cum arată US500? Adunat tot mai mult în apropierea lui 2505. Îl știm ca nivel de rezistență importantă, am mai discutat despre el. Tot un fel de triunghi ascendent. Nu e obligatoriu ca piețele să continue. Numai că vedeți, de obicei, după o creștere există o perioadă de pauză, apoi iarăși o creștere. La un moment dat, după creștere urmează și scăderi corective uneori destul de puternice. Suportul este la 2497, 2495 și 2486. Dacă depășim 2506, avem 2516 ca nivel de rezistență. Să ne uităm acum la DE30. O piață care reușește să revină spre maximele locale, cu toate că EURUSD este dincolo de 1.20. Vorbim despre un 12.600 ca nivel de rezistență, 6.35 și 6.67 sunt situate mai sus. Suportul este la 5.27, la 520 și la 500 de puncte. Tendința în primă fază este o tendință ascendentă. Cred că va importa direcție dinspre Statele Unite. S-a cam obișnuit un pic cu acest 1.20, însă persistența euro în această zonă face ca, dacă avem creșteri puternice în Statele Unite, ele să se reflecte ceva mai slab în Europa, iar dacă vom avea o sesiune de scădere în Statele Unite, posibil ca scăderea să fie procentual vizibil mai mare în Europa. Dar ca idee, par a fi în oscilații cu un potențial ulterior ascendent. Suportul este dat de linia de trend. Se află aceasta la 12.540, apoi ceva mai aproape ar fi un 5.27. Aici vorbim de elemente intraday. Bun. Și acum întrebarea. Ce de grație a Fed-ului ar putea deraia trendul ascendent al indicilor americani? O declarație a Fed-ului care să însemne majorare de dobândă în decembrie și o alta destul de rapid după aceea, aceasta ar fi o variantă. O a doua variantă, majorarea dobânzii în decembrie, plan de absorpție a lichidității cu sume mult mai mari decât cele anunțate anterior, deci să zicem să se înceapă din ianuarie nu cu 10 miliarde, ci cu 20-30 de miliarde. Aceasta ar fi a doua variantă. A treia variantă, prognoze care să însemne așteptări inflaționiste mult mai mari. Deci o revizuire față de valoarea anterioară cu măcar 0,2 puncte pentru 2018 și 2019. 0,2-0,3 puncte. Asta ar însemna implicit că Fed-ul trebuie să întărească politica monetară mai repede. Cu așa ceva, trendul ascendent cred că ar fi
ar fi deraiat, am vedea un candlestick roșu și risc de corecție în sesiunile următoare destul de vizibil. Și nu e nevoie de neapărat de toate trei, ci de una singură dintre acestea. Probabilitatea însă pentru oricare dintre acestea este sub 50% și poate spre 25%, iar probabilitatea pentru ca două sau mai multe să se întâmple e undeva la 5-10%. Deci pentru o reversare foarte violentă. Haideți să vedem cum arată aurul. E într-o revenire acum. Părerea mea e că lăsat liber, acesta s-ar duce spre 1320. Nu pot să fii foarte liniștit când se vorbește despre distrugere totală a Coreei de Nord, chiar dacă indirect se spune ulterior că sperăm să nu ajungem acolo. În perspectiva deciziei Fed, văd aurul trepidând inițial, dar revenind ulterior. Deci un aur care să nu fie puternic deraiat. Acesta este scenariul 1. Scenariul al doilea ar fi totuși hawkish și semnând un aur care să aibă momente grele. Dar, din punctul meu de vedere, mai degrabă o să încheiem sesiunea mai sus, spre 1320. În prima fază avem un canal de trend ascendent cu o linie de trend care oferă suport spre 1313, mai jos 1309 și 1305, rezistență 1319, 1300 să luăm minimul acesta, 1326 și ulterior fiecare din vârfurile locale, chiar până la 1334, care însă destul de departe. Bun, EURGBP, văd întrebare pentru această pereche. Acum câteva luni de zile, nu câteva luni, câteva săptămâni, eram destul de entuziaști în legătură cu EURGBP. A venit în moment cheie, întoarcere, revenire în canal de trend și apoi o serie de schimbări de orientare de politică monetară care ne-au scos din canal de trend. Acum îl văd, după două sesiuni de corecție, ușor vulnerabil pe termen scurt. Întrebarea este dacă are putere să retesteze 87-70. Cred că da, cu aceste date. Însă, eu văd toată această perioadă, nu neapărat ca un double top. Dacă ar fi un double top, ar însemna că e foarte mult de mers în jos. 0,83 suport, 0,93 rezistență, ar fi 1000 de pips și spre 0,73 ar trebui să ajungem dacă toată aceasta este un double top. Să lăsăm așa ca idee pe grafica să știm cam cum am putea calcula, însă ceea ce se poate reține este că, din punctul meu de vedere, nefiind neapărat un double top, piața va încerca să acopere, am acoperit 50%, poate va încerca la un moment dat cu un moment slab pentru euro sau cu ceva foarte bun în Marea Britanie să ajungă spre 61.8, dar nu în primă fază. Cred că în primă fază urmează în zilele următoare mai degrabă o contrareacție, dar o testare la 87-70 este posibilă și dacă din prima trece mai jos, retrage de 61.8 spre 0.87, ar fi un suport foarte bun. În perspectivă, în săptămânii, una, două luni de zile, eu îl văd mai degrabă spre 0.9 sau mai sus. Bun, petrol WTI, iată că avem și graficul, superb, 50-77 rezistență, suport la 49-70 la 50, o piață care așteaptă stocurile date la 5 și jumătate, avem un 2,8 milioane de barili, cam la jumătate față de surplusul așteptat anterior, în timp ce datele API au fost publicate ieri. Datele arată o creștere modestă a stocului de carburant, undeva 1,4 milioane de barili față de săptămânile anterioare, este o diferență vizibilă. În același timp, scădere importantă pentru benzină și produse distrate, 5,1 și respectiv 6,1 milioane de barili. Deci, așteptările sunt cumva destul de mari pentru stocul. Să vedem în calendarul nostru pe unde se situează ele. Vorbim de 2,8 milioane. Dacă ar fi să mergem undeva sub 2,8 milioane, mai spre 2 sau sub acest nivel,
putem vedea de un potențial favorabil pentru petrol. Cred însă că, având în vedere sentimentul din partea unor state, cum ar fi Irakul, care spune că nu vede nevoia de tăierea producției, dar că dacă se va ajunge la asta, va sprijini decizia majoritară, și alte state care spun de asemenea că au în vedere o eventuală decizie suplimentară de tăiere. Cred că vorbim de un mediu încă suportiv pentru petrol. Dacă depășim 50,8, vorbim despre un 51, 51,37 sau ulterior 51,95. Dacă mergem sub 49,76, vorbim de 49,44, 48,68 și ulterior 48,15. Este cazul să discutăm despre leu, dar înainte de asta să vedem ce mai face Coffee, dacă graficul s-a mai modificat puțin. Se lansase destul de bine la un moment dat, spre 137. Iată că am depășit sesiunea trecută 140, o mișcare puternică, ce nu mă surprinde neapărat, însă și corecția a fost destul de consistentă. Cred că dacă piața ne oferă semnale de revenire după această corecție, deocamdată 50% nu e suficient. În mod normal, ori un 38,2, o corecție mică, sau 41,4, ori un 61,8 ar fi trebuit atins, și 61,8 e abia pe la 133. Deci acest lucru mă nemulțumește puțin, dar dacă vedem azi o închidere undeva spre 137 sau peste, putem discuta despre o continuare a redesării spre 139, 140 sau chiar 143 în cele din urmă. Mai prudent s-ar fi să lăsăm câteva zile acest grafic, să vedem dacă nu cumva tentația va fi de a adânci corecția. În linii mari, aș fi atent la un moment dat pentru o cafea situată ceva mai bine, mai susținută față de nivelul actual. Și Euroron, îl vedem ca și cotații undeva peste 4,60. Un eventual breakout nu ar mai surprinde pe nimeni. Ar face probabil deliciul agențiilor de știri, însă în cele din urmă cred că e direcția naturală. Vorbim de un 4,60-50, 4,60-80 și 4,61 ca rezistență, suport a 4,59-50, 4,59 și 4,58-50. Să vedem cum ar arăta datele statistice. Nu avem aspecte noi, deci rămâne discuția stabilită deja. Și mai avem o ultimă solicitare pentru porumb. O să vă pot discuta din perspectivă tehnică despre acest aspect. Porumbul este într-o tendință descendentă, dar poate într-un fel de consolidare, formațiune de triunghi. Nu e ceva suficient de clar. Se poate contura aici dacă vedem o revenire, poate un triunghi cu continuare ulterioară. Mi se pare acoperirea gapului și peste 50% probabilitate de a reveni pe creștere, însă e destul de vag, vă spun foarte sincer. Dacă spargem 346, avem 341 și ulterior 329 suport. Rezistența ar fi dată inițial de linia de trend pe la 352, ulterior 359, 365 și 375. Mulțumesc pentru atenția acordată. O zi reușită în continuare. Sper să vă distrați și mai ales să profitați de ședința Fed, anticipativ sau mai degrabă reactiv, în orice caz cu maximă prudență. Mulțumesc încă o dată, o zi reușită și toate cele bune. Pe curând, la revedere!